Liviu a făcut live, a intrat la un moment dat și cu Ion din sezonul al patrulea și uh, vorbeau despre prima seară după ieșirea din competiție. Liviu a spus că atunci nu a a stat pe telefon, a avut treabă cu el, după aceea a început să-l ia la butonat și Ion a spus că la fel a pățit și el în prima seară, nu a plecat cu Raluca, dar după câteva săptămâni s-a axat pe TikTok, Instagram și rețelele acestea sociale. L-a întrebat pe Liviu dacă nu are de gând să rămână în online și el a zis că ba da, dar s-a nimerit când au ieșit din casă să fie cu sărbătorile, să fie plecați pe la rude și nu prea au avut timp momentan de online. A spus că plănuiesc oricum să se apuce de TikTok și ei și spunea Ion că oricum așa se întâmplă acum la început, când abia au ieșit din casă, toată lumea vrea să stea de vorbă cu ei. Ion a povestit că după ce au ieșit din casă au mers prin niște orașe din România pentru a se întâlni cu susținătorii și spunea Liviu că asta plănuiesc și ei să facă.